În Curtea de Argeș, colectarea deurilor se realizează de către administrația publică cu sprijinul unei societăți comerciale. Locuitorii municipiului au posibilitatea de a se debarasa în mod civilizat de echipamentele electrice și electrotehnice defecte sau pe care nu le mai folosesc. Toți locuitorii din municipiul Curtea de Argeș care vor să se debaraseze de un anumit obiect, televizor, o mașină de spălat, un frigider, casetofon, absolut orice echipament electric și electronic defect, se poate adresa direct firmei care colectează aceasta, se pot duce direct la depozitul unde se colectează aceste deșeuri sau pot veni aici la primărie, la compartimentul de protecție a mediului pentru a le oferi numere de telefon și date pentru a contacta firma respectivă. De asemenea, în cazul obiectelor mari, dacă sunt mai multe obiecte și sunt obiecte de dimensiuni mari și foarte grele, aș vrea să precizez locatarilor din municipiu că firma respectivă se deplasează cu mijloacele sale de transport și le ridică, chiar dacă nu este o campanie. De importanța gestionării deșeurilor ține sănătatea mediului și implicit sănătatea fiecărui cetățean. De preferat ar fi ca toți argeșenii să cheme operatorii abilitați sau să-și ducă singuri deșeurile la centrele de colectare, mai ales că cele electrice și electrotehnice fac parte din categoria deșeurilor ce pot fi reciclate.